Bun, mergem mai departe și vă spunem că în studioul nostru a ajuns un tânăr pasionat de film și nu numai de film, și aflăm ce face această pasiune, unde poate duce pasiunea și, bineînțeles, cât investim în ea, pentru că dacă vrem să ajungem mai departe, e clar, avem drum lung. Facem cunoștință în această dimineață cu Octavian Iacob, a ajuns la noi în studio, nu este din Iași, dar sunt convins că îi place Iașul și nu cred că e prima dată, sau e prima dată când ajunge în Iași. Te salută, Octavian! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Nu, nu este prima oară, cred că este a 10-a oară. A 10-a oară, nu? Da, și da. Ce zici? Găsești așa câteva cadre cu Iașul pe care poate să le pui într-un viitor film făcut de tine? Sunt și sunt multe. Sunt multe, nu? Absolut. Asta e foarte bine. Noi ne bucurăm că ești în studioul nostru și ne place să vorbim despre artă, despre frumos, despre film, dar și despre unde poate duce, să spunem așa, o decizie de secundă. Să le spunem întâi ascultătorilor noștri, bă, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și cum ai ajuns tu așa să te îndrepți spre film și să ajungi la New York Film Academy, căci despre asta e vorba. Mulțumesc frumos. Păi duce foarte departe, chiar mai mult decât mă așteptam, mult mai departe decât mă așteptam. În viața de zi cu zi sunt pasionat de aviație, sunt steward, doar că am realizat în timp că nu chiar asta îmi doresc să fac pe viitor, așa că am ales să pun deoparte 2 ani din această carieră și să strâng fondurile necesare pentru a continua această pasiune a filmului. În începutul anului trecut am realizat un scurtmetraj cu care am aplicat online pentru New York Film Academy. Am spus, hai să-mi încerc norocul, să văd unde pot să ajung cu chestia asta, dacă chiar am talent sau e doar o imaginație mea. Și am aplicat în decurs de 3 luni, tot am așteptat să văd ce se întâmplă, dacă da sau nu, numai că n-am primit niciun răspuns și m-am culcat așa pe ureche, cum că asta e, m-am resemnat, să spun așa. Merge mai departe, exact. Tocmai ce mă întorsesem dintr-o cursă aeriană, eram încă în avion și am văzut că primesc un telefon, număr de America, și am spus, wow, oare cine mă sună, oare de ce, și uitasem propriu zis, pentru că a fost, cum s-a spus, o chestie de moment. Și mi-au spus că sunt la New York Film Academy, că am fost selectat pentru competiție și că urmează să primesc pe mail guidance-ul pentru ce am de realizat. Pur și simplu mi-a venit să crezi și am spus, ok, dacă am ajuns până aici, chiar trebuie să o fac mai departe. Ceea ce vreau să menționez e că nu am studii în cinematografie. Așa. Este doar o pură pasiune. Atât eu, cât și echipa din spatele. Cât sunteți în spate? Fără mine, 6. Dar acum mai crește, pentru că o să mai urmeze alte proiecte interesante. Și astea oameni care nu au nicio treabă cu filmul, dar sunt extraordinar de pasionați, foarte atenți la detalii, au învățat în particular despre ceea ce au de făcut și avem de la sunetiști, ingineri de lumini, sunet, până la actori. Actorii care au jucat în acest clip, inclusiv eu, nu avem nicio treabă cu actoria, dar ne-am descurcat perfect pentru că, uite, am uimit și am fost selectați. Și, practic, ei v-au dat, nu? Ce aveți de făcut, nu? Da. Cum a decurs toată pregătirea? Ce v-au spus ei acolo? Păi, am primit o listuță cu mai multe subpuncte pe care trebuia să le urmăm, și anume filmulețul nostru să nu depășească 5 minute. Așa. Pentru că fiind o competiție, n-am trebuit să rămânem fiși la cele 5 minute. Să exprimăm tot ceea ce putem în 5 minute. Să fie o dramă, atât un thriller cât și o dramă. Să fie o poveste pe care mai toată lumea să înțeleagă, ușor din imagini, fără prea multe cuvinte. Trebuia să avem dialog sau monolog, ne-am ales monologul pentru că ne-a fost mult mai ușor să punem în evidență. Una dintre actrițe este chiar de aici, din Iași, zboară pentru Blue Air și eu eram în Germania în acel moment, scuze. Nu, mă gândeam că cât e de interesant, adică știi, să faci cu totul și cu totul altceva. Dintr-o dată, pac, suntem pe sticlă. Am ținut legătura cu toată echipa doar online. Și ne-am văzut doar pe cameră, pe telefon și am Se poate și acest lucru, nu? Se poate, da. În ziua de astăzi totul e posibil, nu? Le-am arătat locația din fotografii și în momentul acela când am ajuns acolo am pus în scenă ceea ce aveam. Bineînțeles că mi-a trebuit foarte mult timp până ne-am acomodat unii cu alții, până am înțeles ceea ce vrem să facem și într-un final a ieșit. Legat de acest guidance a fost destul de greu pentru că am avut termeni pe care nu-i cunoșteam. Camera movement. Ok, mișcarea camerei, dar ce înseamnă asta? Ce trebuie să fac? Ce înseamnă dolly track?
ce înseamnă cringe. Și ne-a fost destul de greu să înțelegem toate lucrurile astea. Ușor, ușor le-am făcut. Nu am avut toată aparatura, dar... Bănuiesc că a fost și un deadline. Da, 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 a fost un deadline până pe 1 septembrie trebuia să-l terminăm. La 1 noiembrie am primit răspunsul. Și așa am aflat că suntem acolo. Acum sunteți acolo. Deci, practic, ei, voi ați trimis ceea ce ați făcut, nu? Da, da, da. Și ce au spus când după premiul este un internship gratuit de studii. Un internship gratuit. Fiind cea mai prestigioasă, să spunem așa, Academie de Film din lume, prețul este foarte, foarte ridicat. Și atunci primele 5 locuri calificate vor primi acest internship gratuit de studii. Și atunci am ales regizoratul și suntem acolo. Regizoratul. Asta da. E foarte bine. Deci, iată, așa, de la o pasiune, de la o scânteie, de la o idee, se poate ajunge foarte departe. Să le povestim așa puțin ce înseamnă New York Film Academy pentru cei care ne ascultă. New York Film Academy reprezintă hai să spunem așa, punctul de plecare pentru orice actor, regizor, scriptwriter, om care vrea să lucreze în această arie. Este cea mai cunoscută, cea mai de top și de acolo mai un singur pas până la Hollywood. Doar că trebuie să fii foarte bun după ce ești din această academie pentru a realiza ceea ce îți dorești. Care este durata acestui internship despre care povestim? Durata este de 6 luni de zile. Am înțeles. De jumătate de an de lucru intensiv. Acolo. Intensiv. Da. Și pe lângă cei care sunt selectați în competiția despre care povestim, sunt și alți cursanți care pot veni benevol sau care se înscriu la aceste internship-uri? Absolut. În grupa în care mă aflu sunt 28 de persoane. Doar 5 dintre noi sunt cu internship, restul sunt din alte căi, să spunem așa. Deci, din echipa care ați lucrat aici, tu vei fi cel care va merge... Da, am fost foarte curios, pentru că în cei 28 sunt singurul român care... Și în întreaga universitate mai este o singură româncă. Deci... Da, o singură româncă, dar este acolo de 3 ani de zile cu altceva, noi am câștigat treaba asta și mai ales că nu fac parte din aria asta cinematografică și tot eu sunt acolo. Da, într-adevăr, e o realizare, așa cum spunea și Andrei, să schimbi macazul și dintr-o întâmplare să ajungi, iată, în această direcție cinematografică. Pentru cei cu care ai lucrat pentru această producție, sunt planuri de viitor în această direcție sau... Da, da, da. Pe lângă planul meu personal și lucrurile pe care dorim să le facem împreună și dorim să ajungem primul lungmetraj al nostru și acest prim lungmetraj ne dorim chiar să ajungă chiar în cinematografie, chiar să vină chiar și aici în Iași, să poată fi vizionată către toată lumea. Noi avem așa, să spunem în ghilimele, o fantezie mai amplă și dorim să facem un film care să nu pară că este românesc, îl vom face în engleză. Actorii se vor chinui enorm de mult, pentru că, așa cum am spus, avem o ieșancă, cea de-a doua actriță este din Chișinău, deci accentul va fi unul destul de complex și nu vrem să pară a fi european, dorim să pară ceva gen Netflix, HBO și atunci, da, cam ăsta ar fi targetul nostru, numai că în paralel sunt blogeri, au foarte mulți urmăritori, sunt oameni care acum pozează pentru diferite branduri mari din țară, ceea ce e ok, pentru că de aici am plecat și este un lucru foarte bun. Da, iată câte lucruri se pot întâmpla așa dintr-o simplă pasiune. Eram curios, după ce a trecut această etapă, dacă tu ai vorbit, nu știu, poate cu anumiți regizori din țară, pentru că știm cu toții, în cinematografia românească în ultimii ani e foarte bine văzută la nivel internațional. Dacă ai fost curios, nu știu, să ceri o părere la ceea ce ați făcut, pe lângă faptul că, iată, cei de la New York Film Academy v-au acceptat și tu, practic, o să mergi acolo în timp de 6 luni și o să faci acest internship. Până acest moment, oficial nu, dar weekendul trecut am fost la un mic eveniment. Am întâlnit un om deosebit acolo, n-am știut fizic cine este, dar la final s-a prezentat ca fiind Iura Luncașu. Aveam o ustensilă, un gimbal foarte profesional, să spunem, pentru acel eveniment și prietenește mi-a spus, nu crezi că e un pic cam scump pentru ceea ce trebuie aici? Și am zis, bă, da, dar eu deocamdată îmi mențin barterul pentru locație și zic că asta trebuie să fac. Zice, am înțeles, dar de ce? Păi eu am făcut aici în locație un filmuleț care a ajuns la New York Film Academy și așa, și a dorit să vadă ceea ce am făcut.
Și uite, așa ați dezvoltat subiectul. Așa am dezvoltat subiectul și mi-a spus că suntem pregătiți pentru pasul ăsta mare, pentru lungmetraj. Da, Iura Luncașu e un regizor foarte, foarte bun. A semnat multe sitcomuri și, bineînțeles, cel mai recent film pe care noi l-am văzut și ne-a plăcut tare mult, e vorba de Ghinionistul. A fost chiar și la Iași anul acesta aici și ne-am bucurat de prezența lui. Și apropo de acest lucru, a făcut și școala aici la Iași, Iura Luncașu. Da? Asta nu știu. E, uite cât te aflăm și vrea să vină, sperăm noi la anul, să filmeze aici o parte dintr-un film de-al său. Încercăm acum să vedem cum putem aranja lucrurile. Facem scurtă pauză, e 9 și 16 minute, rămâneți alături de noi. Aflăm detalii despre o poveste, o poveste de succes, de ce nu? Pentru că, iată, nu mai sunt foarte mulți pași și cine știe, cu siguranță Octavian și împreună cu echipa sa vor face primul lungmetraj despre care o să aflăm mai multe detalii, dar vreau să ne povestești puțin și despre produsul cu care voi ați fost acceptați, să ne povestiți așa puțin despre filmulețul, despre scurtmetrajul pe care voi l-ați realizat. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Gwen Stefani și Early Winter s-a auzit aici pe frecvențele Viva FM. Ne apropiem de jumătatea orei 9, sunteți în diminețile animate și stăm împreună până la 10 și în această zi de marți. Despre pasiune, despre o idee discutăm în această dimineață și despre faptul că dacă vrei, reușești. Octavian Iacob este în studioul nostru. Ați auzit, s-a prezentat, v-a spus ce face și îi place foarte mult partea aceasta de film și printr-un proiect, printr-o aplicație a ajuns acolo departe. Mai este un pas și sunt convins că lucrurile vor decurge normal și sunt, îmi imaginez că orice experiență, orice întâlnire, orice sfat primit e binevenit, nu? Dacă vrei să urmezi mai departe această carieră. Am vorbit și despre New York Film Academy, cum s-a ajuns acolo și acum povestim așa puțin despre scurtmetrajul pe care voi l-ați făcut și cu care ați fost acceptați mai departe. Da, a fost dificil pentru că, cum am spus, am fost limitați de cele 5 minuțele și atunci ce putem să facem ca să fie bine. Cine a scris scenariul? Mi-am completat, vreau să spun, mi-am completat ideile foarte, foarte frumos, foarte ușor, foarte nou, ca precum piesele de Lego, cu Ana Lambru, o prietenă veche din liceu, pasionată de scris, a scris două cărți până acum și are această abilitate de a crea aceste lucruri și a le vedea pe hârtie scrise. Ne-am dorit să facem așa un trio vicio, să spunem. Două prietene foarte bune care se îndrăgostesc de același bărbat. Am încercat să ne bazăm un pic pe treaba asta, așa cum se numește și scurtmetrajul Last for Life. Last însemnând nevoia de viață, nevoia arzătoare de viață și atunci am spus hai să creăm o poveste ușor de înțeles, indiferent de religie, de limbă, doar dacă vezi imagini sau nefiind nevoie pur și simplu să auzi replici, să vezi despre ce e vorba, doar vezi niște imagini și atunci să-ți fie ușor să-ți dai seama despre ce e vorba. Și așa ați ajuns în faza următoare, nu? Da, ce faceți? Cred că asta a prins la americani. Asta a prins la americani, nu? Exact. Ce faceți în acest moment? Pregătiți un lungmetraj, tu te pregătești, nu, să mergi în februarie, spuneai, nu, la New York Film Academy. Da. Care sunt planurile așa pentru perioada următoare? Păi, da, pentru mine personal, în februarie o să înceapă aventura asta New York Film Academy și să descoper New York, să descoper oamenii pe care vă cunoaște acolo. Cine o să se ocupe așa de voi? Am emoții pentru că primul rector, să spun așa, este Martin Scorsese. Un nume wow pentru filmul mondial și sunt curios ce o să învățăm nou de acolo, cum este el ca persoană mai departe de tot ceea ce a făcut în cinematografie. Iar pentru echipă, da, lucrăm la primul nostru lungmetraj, așa cum am spus. Este complicat pentru că ne dorim să facem altceva. Când spun altceva, mă refer neapărat la replici în engleză. Nu dorim să ne asociem așa foarte mult cu cinematografia românească. Dorim să mergem și chiar și peste ocean cu acest film, să fie ușor de înțeles chiar și acolo. Dorim să intrăm cu el în cinematografe și este un pic atipic așa, pentru că avem 6 locații printre cele mai frumoase din țara noastră. Vom avea un elicopter, va fi un accident auto, vor fi mai mulți actori. Actori spun pentru că așa este nevoie, dar de fapt în viața reală nu sunt actori. Asta o să fie challenge-ul cel mai mare. Și foarte mulți figuranți.
Așadar, toate aceste lucruri complex. Se vor întâmpla. Da. Se vor întâmpla începând din luna martie. Din luna martie veți începe să lucrați. Asta e foarte bine. E bine denotat. Și după, probabil, vă gândiți să participați la diferite festivaluri? Da, vor urma 8 festivaluri de film internaționale. Am scos așa cam pe tabloid, să spunem așa, cam cele mai cunoscute din Europa. Bineînțeles, va fi TIFF-ul din țară, Transylvania International Film Festival. Vom avea London Film Festival, Berlin pentru Ursul de Aur și chiar ne dorim nominalizarea acolo, pentru că știu că o să putem. Așadar, să nu ne uiți, Octavian, să nu uiți că ai fost în studioul Viva FM și când vor veni premiile, cu siguranță eu sunt convins că această ascensiune va fi una puternică, având în vedere și această experiență pe care o vei avea începând cu, sau la începutul anului viitor. Aș fi curios pe final să ne spui ce film, ce tip de filme preferi, la ce te uiți și ce ai văzut ultima dată și ți-a plăcut tare mult. Prefer cele psihologice. Așa. Am preferat Inception, Interstellar. Dincolo de povestea filmului, spune și o poveste de viață. La final te lasă așa un pic să te gândești oare ce a vrut să spună, oare dacă chiar așa e, oare chiar există treaba asta. Iar ultimul film acum, Star is Born. Da, cu Lady Gaga, nu? Exact, pentru că chiar și regizor este la început, după cum știți, a fost primul lui film. Da, ce să mai, noi îți dorim mult succes. Cu siguranță o să urmărim atât pagina de Facebook a proiectului, cât și pagina ta personală, să ne spui acolo cum o să fie în America, cu cine o să te întâlnești și mai ales ce o să înveți, pentru că e clar, voi fiind cu toții amatori și făcând chestia asta din pasiune, sunt convins că fiecare întâlnire cu un nume important din cinematografie înseamnă foarte mult și o să vă ajute în tot ceea ce, în tot ceea ce faceți. Da, o să postez acolo absolut tot. Avem și canalul nostru de YouTube, Last România, dacă cineva vrea să vadă cu ceea ce vom face de acum încolo, acolo vom pune trailere, making of-uri, behind the scenes, adică vom avea toate lucrurile astea să vadă exact cum se creează filmul și așteptăm încurajări. Cum să nu? Asta mulțumesc. Vom face și noi, mai ales că am aflat că și o ieșeancă e acolo, nu? Absolut. În proiectul vostru. Vă ținem pumnii, ne-a părut tare bine să te cunoaștem în această dimineață, pentru că noi ținem la tot ceea ce înseamnă valori, la tot ceea ce înseamnă idei îndrăznețe, pentru că trebuie să ai și un dram așa de curaj în tot ceea ce faci și să ținem pumnii și să ne ții la curent cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Și noi mulțumim frumos, Octavian Iacob a fost în studioul nostru în această dimineață, am vorbit despre film, despre cum putem obține performanță, ce poate obține un tânăr de la o idee și cum e să ajungi la acolo la New York Film Academy. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat aici la Viva FM, aflăm câștigătorii din această dimineață.